Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, inclusiv pe YouTube, acolo unde vă invit să vă și abonați pe canalul nostru Hunedoara 1 TV pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În această perioadă, după cum bine simțim cu toții, e o perioadă destul de călduroasă, caniculară, aș putea spune, unde mai punem la socoteală faptul că pentru elevii din clasele a 8-a, respectiv a 12-a, este o perioadă și mai de foc, pentru că sunt în plină desfășurare examenele, evaluarea națională, examenul de bacalaureat, sunt mulți elevi, părinți, dar și dascăli, care au acum emoții foarte mari, pentru că fiecare dintre ei își doresc să obțină note cât mai mari pentru a ajunge fie la liceul dorit, fie la facultatea pe care își doresc să o urmeze în următorii ani. Sunt multe provocările pentru toți până la urmă în această perioadă. Vedem care este situația și la Gioagiu, la liceul agricol, la singurul liceu agricol din județul Hunedoara, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Octav Cismașu, care este, bineînțeles, directorul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Gioagiu. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am regăsit! O perioadă de foc, așa cum spuneam, și în ceea ce privește vremea de afară, dar și în ceea ce privește examenele. Sunteți acum în febra acestor examene. Elevii de clasa 8-a sunt acum pe baricadă, cum se spune, pentru că, iată, deja susțin probele, poate a primului examen cel mai important din viața lor. La fel se întâmplă și la Liceul Agricol din Gioagiu. Sunt mulți elevi absolvenți de clasa 8-a care susțin în această perioadă examenul, nu? Da, categoric. În primul rând sunt elevii de clasa 8-a care susțin evaluarea națională și sunt elevii de clasa 12-a care susțin competențele. Așa că da, într-adevăr suntem în febra examenelor cu emoțiile aferente, pentru că atât elevii cât și părinții și profesorii au emoții pentru copii, pentru elevii noștri, și eu sper că elevii noștri de la Gioagiu se vor descurca foarte bine și vor avea rezultatele așteptate. Cert este că, într-adevăr, examenul de evaluare națională pentru clasa 8-a este primul examen, ca să zic așa, din viața de elev, dar trecând prin cele două simulări, respectiv vorbind de simularea națională, simularea județeană la clasa 8-a, cred că lucrurile sunt deja așezate și elevii s-au obișnuit cu ceea ce înseamnă un examen. Da, acum, să înțelegem că au participat mare parte dintre ei, sau poate chiar toți, sigur că la aceste au participat simulări. Marea majoritate dintre ei. Acum, singura diferență este că dacă simulările le-au susținut în școala noastră, de data aceasta școala noastră a fost arondată la un centru de examen din Orăștie, deci s-a schimbat doar locația. Sunt convins că vor face un rezultat foarte bun elevii noștri, am deplină încredere în ei și știu că, deși sunt cu emoții foarte mari, acestea trebuie să le lase la ușa de la intrarea în sala de examen și să se concentreze foarte mult pe ceea ce au descris în broșură, respectiv pe foaia de examen în cazul celor de la bacalaureat. Este o pregătire continuă până la urmă pentru acești elevi, începând din clasa 1 până în clasa 8-a. Practic, asta înseamnă pregătire, asta înseamnă ca profesorii să fie poate mai aplicați asupra anumitor materii, care, iată, sunt materiile principale pentru evaluarea națională. Da, categoric, iar rezultatul este unul care contează foarte mult în procesul ce urmează, adică respectiv în admiterea în învățământul liceal sau, de ce nu, în învățământul profesional. Pentru că sunt convins că fiecare elev își dorește să meargă mai departe la o clasă, mă rog, unde își dorește. Eu, bineînțeles că sunt convins că ai noștri vor să continue la noi la școală în clasa a noua pe profilele ce le avem noi, respectiv tehnician în activități economice și tehnician în turism sau tehnician veterinar și tehnician în silvicultură și exploatări forestiere, dacă vorbim de clasele de liceu, iar dacă vorbim de școala profesională, ne referim la horticultură și lucrător hotelier. Asta pentru că avem în vedere faptul că în
în Giurgiu există stațiunea de interes național Giurgiu Băi, care are nevoie constantă de forță de muncă, motiv pentru care încercăm să venim în sprijinul lor și să acoperim această nevoie de forță de muncă calificată în domeniile turism și respectiv lucrător hotelier. Să înțelegem că deja există absolvenții Liceului Agricol din Giurgiu care și-au găsit un loc de muncă aici în această zonă din anii anteriori. Bineînțeles, pentru că elevii noștri, după cum spuneam, se împart în două categorii importante, și anume acea categorie de elevi care își doresc să, mă rog, absolvenți de clasa 12-a, dacă vreți, care își doresc să meargă mai departe în învățământul universitar, și este cealaltă categorie care nu ține neapărat să meargă mai departe în învățământul universitar, dar marșează foarte mult pe certificatul de competențe profesionale, de respectiv pe calificarea pe care ei o au, astfel încât să poată intra cât mai repede pe piața muncii. Ceea ce este un lucru îmbucurător, pentru că, după cum bine știm, peste tot ne confruntăm cu o lipsă a forței de muncă. Și mă bucur să văd când absolvenții noștri se îndreaptă către un job mai mult sau mai bine plătit, acum în funcție de... orice are un început, și pentru a te dezvolta, da, trebuie să iei cumva de jos. Să înțelegem că absolvenții Liceului Agricol obțin și un certificat la finalizarea celor 12 ani de studii, să spunem. La școala noastră se pot obține trei tipuri de certificat. Certificate de competențe profesionale. Vorbim de certificate de competențe profesionale nivel 3, asta înseamnă școală profesională. După care urmează nivelul 4, respectiv liceu, și avem și învățământ post-liceal, adică nivel de calificare 5, tehnician, care este tehnician în activități de agroturism montan. Adică poate parcurge întreaga filieră, dacă pot spune așa, învățământ profesional, apoi învățământ liceal și învățământ post-liceal. Bineînțeles, după care, dacă rezultatele de la bacalaureat le permit, pot să meargă în învățământ universitar. Deci atât sunt certificate recunoscute și care vin ca un mare sprijin până la urmă pentru acești tineri. Păi aceste certificate nu fac altceva decât să ateste faptul că elevii aceștia au o meserie care știm bine că e brățară de aur. Mai știm? Eu cred că da. Într-adevăr că mai confundăm aurul cu cupru, dar eu zic că încă mai știm lucrul ăsta. E foarte important, mai ales că mulți dintre elevii hunedoreni, și nu numai, pentru că aveți elevi și din județele limitrofe, da. Lucru care până la urmă nu există, cred că, în toate liceele din județul Hunedoara, dar fiind unicul liceu cu profil agricol din județ, cred că reprezintă un mare avantaj și pentru dumneavoastră și pentru acești elevi. Este într-adevăr un avantaj, și faptul că încercăm să acoperim o plajă cât mai largă în oferta noastră educațională, asta atrage după sine și elevii din județele limitrofe, așa cum spuneați, în special zonele care sunt apropiate de Giurgiu. Lucru care normal că ne bucură foarte tare, pentru că cei care își doresc să vină la noi, își doresc să vină la noi pentru o meserie sau pentru meseriile, pentru calificările profesionale pe care noi le oferim. Și asta înseamnă că avem o ofertă educațională care este extrem de tentantă, extrem de variată, astfel încât fiecare să-și găsească locul bine definit. De cele mai multe ori, cei care sunt acum în clasa 8-a, bineînțeles și cei care sunt în clasa 12-a, nu prea știu așa pe ce drum să o apuce. Sunt ușor dezorientați, unii dintre ei, nu toți, pentru că unii știu foarte bine unde vor să țintească în viitor. Mai intervin aici și părinții care își doresc uneori anumite licee, anumite profesii pentru copiilor, care nu întotdeauna corespund cu abilitățile pe care acești tineri le au, și atunci uneori mai dau și greș în alegerea liceului sau a facultății pe care își doresc să o urmeze. Și mai este și o categorie care vine așa automat cu întrebarea: bun, termin Liceul Agricol din Giurgiu, ce profesii pot să am? Ce meserii? Voi fi medic veterinar, pot fi medic veterinar. Voi lucra în agricultură, dar ce? Cum anume? Așadar, care sunt profesiile, care sunt meseriile pe care acești tineri, absolvenții Liceului Agricol din Giurgiu, le vor putea avea după finalizarea studiilor? Păi este
foarte clar că pe partea de tehnician veterinar e clar că pot fi tehnicieni veterinari fără niciun fel de problemă. Asta înseamnă că pot avea propria lor afacere, nu? Bineînțeles, pot avea propria... Nu neapărat să fie angajați... propria lor afacere sau pot fi angajați la un spital veterinar sau la o circă veterinară fără niciun fel de problemă. La fel cum cei din silvicultură pot fi asimilați ca și tehnicieni în silvicultură, nu pădurar. Pădurar este nivel 3 de calificare, tehnicianul este nivel superior, respectiv nivel 4. Asta înseamnă că poate să meargă la orice ocol, fie el public sau privat, deci poate să intre direct pe piața muncii. Mult mai ușor. Mult mai ușor. Tehnicianul în turism poate fi ghid turistic, poate lucra la o agenție de turism. Adică poate avea propria agenție de turism. Propria agenție de turism. Adică saltul de pe băncile școlii pe piața muncii nu este unul extrem de dificil, este chiar unul, aș putea spune, foarte rapid, pentru că pe fiecare dintre calificările pe care noi le avem, există cerere pe piața muncii și atunci pot să acceadă către un job cât de repede, adică după primirea certificatului de competențe profesionale poate să meargă cu CV-ul, cu certificatul de competențe profesionale și să se angajeze. Mai trebuie să fie doar și locurile disponibile, locurile de muncă disponibile pentru a putea să se angajeze, dar au un avantaj, că au și cunoștințele necesare. Și ați avut perfectă dreptate vis-a-vis de ghidarea lor către a face ceea ce își doresc. Într-adevăr, este foarte important ca, în primul rând, părintele să-și cunoască foarte bine copilul și să-și dea seama dacă copilul său, cu toată dragostea, să fie cinstit, exact, să fie cinstit oarecum până la sânge, dacă copilul lui este făcut pentru ceea ce își dorește părintele sau este făcut pentru ceea ce își dorește copilul. Pentru că nu întotdeauna eu ușor să faci un lucru care nu-ți place și am foarte multe exemple din punctul ăsta de vedere când faci un lucru doar de dragul de a-l face pentru cineva sau îl faci de dragul de a-l face că îți place ție și se vede acest lucru și pe elevii noștri, adică îl putem observa cu ochiul liber. Sunt elevi la care nu trebuie să le spui ce au de făcut sau nu trebuie să le explici. Înțeleg imediat încă ei sunt cei care vin, ar trebui să fim mai aplecați către oare n-ar fi bine așa, adică e un permanent schimb de informație și acest lucru este foarte important, un semn bun, foarte important pentru noi, pentru că atrage după sine o energie pozitivă, atrage după sine o altfel de predare, dacă vreți, adică nu mai luăm ad literam predarea la catedră și în băncile școlii, deși există și acest tip de predare, dar foarte multă parte se face în aer liber, în câmpuri didactice, în ferma zootehnică și astfel elevul are un contact mult mai direct cu meseria, dacă vreți, și îi se pot transmite cunoștințele practic. Și cel mai probabil un astfel de elev atrage și alți elevi care poate nu sunt atât de încântați de ceea ce fac la ore, dar văzând satisfacția cu care interacționează un astfel de elev și cu profesorii și iată, vin cu idei, cu tot felul de soluții și lucruri inovative, pentru că și tehnologia ne ajută enorm în anii aceștia și iată că pot fi un exemplu și pentru ceilalți. Sunt un exemplu și asta este dovedit, dacă vreți, pentru că de-a lungul timpului am făcut foarte nenumărate campanii de informare, de promovare a școlii și una dintre campaniile de promovare a școlii care au avut cel mai mare succes a fost acea campanie care am făcut-o cu elevii. Adică elevii care spuneau, veneau în fața colegilor lor de clasa, absolvenți de clasa 8-a sau viitori absolvenți de clasa 8-a și le prezentau școala, oferta educațională. A fost cea mai bună modalitate de a ne promova oferta educațională și a fost cea care a prins cel mai bine atât pe social media cât și fizic la școală, pentru că multe școli și-au arătat interesul de a veni cu clasele a 8-a, inclusiv la porțile deschise.
Și am preferat ca elevii care vin de clasa 8-a să fie însoțiți pe tot parcursul vizitei în școala noastră de către colegi de-ai lor, elevii noștri, nu de atât de profesori, cât de colegi, pentru că ei vorbesc o altă limbă, se înțeleg altfel, știu să-și facă pozele altfel decât știm noi să le facem, știu să facă TikTok-urile altfel decât știm noi să le facem și a ieșit un eveniment extrem de important și mă bucur foarte tare când văd că nu doar elevi de clasa 8-a își exprimă dorința de a veni la noi la școală. Vorbim de elevi de la clasa pregătitoare și până la, nu știu, liceu, care doresc să vină să vadă școala, să viziteze școala noastră, să vadă cu ce ne ocupăm, să ne vadă fermele, atât cea vegetală, cât și cea zootehnică, să se familiarizeze un picuț cu activitatea noastră și este o școală, de exemplu, nu o să spun exact, știu de unde este, dar nu o să spun ca să nu... care a venit până acum, cred că de 4 ori cu elevi la noi la școală, ceea ce este un lucru care pe mine mă încântă foarte mult și de fiecare dată se simt foarte bine la noi și au foarte multe activități, s-au dus și au cules petale de trandafir, au cules lavandă, s-au dus, au jucat în aventura parcul care îl avem acolo, adică au ce face, nu se plictisesc, au fost în seră, am văzut răsadurile, unii chiar au plantat răsaduri, deci au activități. Colegii mei profesori se implică foarte mult și lucrul acesta se vede și le stârnește oarecum interesul și le explică cât de importantă este de fapt agricultura pentru noi toți. Să înțeleg că veți păstra această idee și o veți și pune în practică, bineînțeles, ca elevii să promoveze în continuare oferta educațională pe care o aveți aici la Liceul Agricol. Da, categoric, mai mult decât atât mi s-a conturat așa oarecum o idee de a încerca să ținem elevii către noi și să dezvoltăm tot ceea ce înseamnă acest concept de agricultură, fie ea agricultură tradițională sau agricultură sustenabilă pe verticală sau cum o fi, în ideea în care mă gândesc foarte serios să implicăm elevii de școală primară și de gimnaziu de la noi, de la școală, dar cred că le vom lua pe rând sau e la stadiu de schiță, dar aș vrea să le putem oferi o grădină de care să se ocupe ei, iar roadele grădinii respective să fie ale lor, să le ia, să le ducă acasă. Dacă nu mai au nevoie, pot să le dea la vecini. Dacă nu au nevoie vecinii, pot să le vândă sau să facă ce doresc cu ele, dar să fie a lor. Și astfel încercăm să implicăm, să motivăm și să încercăm să-i ținem aproape de acest domeniu extrem de interesant. Așadar, în prezent, cei mici nu se ocupă de partea aceasta de grădinărit, de plantat și așa mai departe, sau poate mult prea puțin, doar că vă doriți să dezvoltați mai mult această latură. Aș vrea să dezvoltăm Încă din clasa pregătitoare sau... Cred că clasa pregătitoare sunt puțin cam mititei, dar nu excludem, exact, doar e o chestie de a implementa, însămânța, inocula, dacă vreți, ideea de agricultură sustenabilă, de a crește propriile produse, adică indiferent că stai la bloc sau ai acasă o mică grădinuță, să știi să-ți pui o salată, o ceapă, nu știu, un usturoi, un ardei iute, chestii mărunte, dar care să-ți dezvolte aceste abilități către agricultură. Și sunt șanse mai mari să și rămână aici la școală în ciclu gimnazial, liceal, de ce nu? Asta este și ideea acestei schițe, să zic așa, în ghilimele de rigoare. Am văzut un asemenea proiect, sau mă rog, asemănător, făcând un pic de cercetare, am văzut așa ceva la o școală din Portugalia și a avut proiectul respectiv un real succes și a fost extraordinar, adică au început cu o suprafață, nu știu, infimă și acum și-au dezvoltat elevii grădina, din grădinuță a ajuns grădină. Dar vedeți că, nu știu, parcă mentalitățile sunt ușor diferite, de la om la om, ce-i drept, și poate unii vor spune acum, bun, dar în Portugalia vorbim de un alt nivel în ceea ce privește activitatea în agricultură, la noi lucrurile sunt așa, încă rudimentare. Este sau nu așa?
Discutabil aici, pentru că să ne înțelegem că avem unele dintre cele mai cum să spun eu, cele mai bune ferme din Europa. Avem utilaje super performante și la noi în țară, adică... Am pus apă în cui, nu? Da, exact. Aici oarecum, acum știu că trăim în vremurile în care hate-ul și ura este la rang de artă și... Fără ca măcar să cunoaștem exact, subiectul uneori. Exact, spețele în esență. Dar eu cred că trebuie încercate lucrurile, trebuie încercat să schimbăm un pic mentalitățile, pentru că altfel ne-am lăsat pe tânjală toți dacă am luat așa, gata, nu se poate. Și mai este o problemă, dacă în Portugalia sau poate în alte țări părinții își lasă cu mai mare ușurință copiii să facă acest lucru, la noi încă mai sunt unii, copilul meu, agricultură, copilul meu să planteze, să aibă grijă, să întrețină, să smulgă buruienile din grădină, nu-l voi lăsa să facă așa ceva. Da, dacă când copilul tău vine acasă cu salata proaspătă și spune, mami, uite-te ce am reușit eu cu mânuțele astea două. E mai fericit copilul decât părintele uneori. Despre ce vorbim? Adică nu putem cumpăra, să ne înțelegem, oricât PlayStation-ul, câte vrem, nu știu, orice telefoane, câte vrem, alea se pot cumpăra. Dar fericirea copilului aia, sinceră, aia nu se poate cumpăra. Aia nu se poate cumpăra. Și nici nu se poate vinde. Și atunci, eu cred că orice părinte, totuși cu țiglele pe casă, ar aprecia un asemenea demers și ar fi mulțumit de faptul că copilul său, indiferent de vârstă, a realizat ceva. Pentru că, în fond și la urma urmei, ăsta este rolul nostru ca părinți, nu? Să ne sprijinim copii. Haideți să vedem unde aveți dumneavoastră țiglele, pentru că aveți copii. Îi lăsați să planteze, să lucreze în grădină sau poate chiar la liceu acolo? Nu cât aș vrea eu. Bun, lucrurile sunt clare. Normal că nu forțăm sub nicio formă absolut lucrurile, adică păstrăm o decență și asta. Dar este foarte, foarte important să încercăm să dezvoltăm independența copiilor noștri. Și să creați această legătură. Și să creăm o legătură cu natura, bineînțeles, pentru că e normal, tu când ajungi acasă, primul lucru, te-ai așezat în fotoliu și ți-ai deschis Netflix-ul sau ți-ai deschis telefonul și zapezi pe telefon sau te uiți pe ce te uiți și așa mai departe, mama dincolo în aceeași cameră face exact același lucru. E, copilul ăla ce să facă? Nu face altceva decât ce vede la părinți, da? Pentru că nu o să meargă niciodată să-ți ia sapa în mână sau... Hai, mamă, las telefonul exact aici, eu mă duc să plivesc exact în grădină. Da, exact. Nu o să facă niciodată lucrul ăsta, adică până una alta. Și noi suntem un exemplu. Puterea pentru exact copiilor noștri. Și am la colțul blocului, avem la colțul blocului un aprozar și tot timpul cu băiatul care e acolo owner, administrator, țin legătura și el săracul își produce, se chinuie, își produce singur marea majoritate din ceea ce vinde și noi fiind liceu agricol ne consultăm tot timpul, el are solarii, noi avem solarii, ce pui anul ăsta, cum pui, uite, noi am pus așa, facem un fel de schimb de idei și de experiență. Și chiar ieri am făcut câteva mici cumpărături și am fost cu cel mic și el, cel mic, știa, de exemplu, de a, uite, ardei ca la școală, nu știu ce mai era, fasole ca la școală, adică el deja a prins lucrurile astea și îi place, ceea ce mă bucură foarte mult, dar asta zic că trebuie să încercăm să dezvoltăm un pic aceste abilități. Abilități cu care noi, generațiile trecute, au fost atât de obișnuite până la urmă. Da, bineînțeles. Și nu reinventăm. Nu, absolut. Roata. Și știm foarte bine că această nevoie de hrană va fi în permanență și mai trebuie să mai luăm în calcul un lucru, faptul că și agricultura, ca orice domeniu, se dezvoltă și având în vedere aspectele legate de climă, de faptul că vorbim de încălzirea globală pe care o resimțim cu toții, că spuneați în inclusiv preambul plantele, că, exact, spuneați în preambul că este extrem de
cald și a fost caniculă. Gândiți-vă că am ajuns să cultivăm lubeniță și pepene galben, care înainte mergeam mai greu, cel puțin mai greu la noi. Da. Da. Guliile s-au făcut cu aproape 3 săptămâni mai repede decât era normal să ajungă la maturitate. Deci trebuie avut în vedere și aceste modificări climatice și ceea ce se pretează acum și pe viitor. Ați reușit să vă adaptați foarte bine cu tehnologia, cu ceea ce înseamnă prezentul până la urmă, pentru că viitorul nu ne prea aparține, deși știm ceea ce ne dorim să avem în viitor. Ați reușit să creionați aici o seră mai altfel față de ceea ce eram obișnuiți. Cum funcționează? Cum au primit-o copiii? Funcționează foarte bine, copiii au privit-o extraordinar și mai ales că le-am dat oportunitate de a vedea care este diferența dintre tradițional și modern. Mergem în paralel, da. Și da, într-adevăr, este cu totul și cu totul altceva, altă tehnologie, deși chiar dacă, cum să spun eu, tehnologia de însămânțare e aproximativ aceeași, dar menținerea temperaturii, controlul umidității este un pic diferit. Dacă nu mai trebuie să te urci pe scară să ridici geamurile ca să se irisească, se ridică singure, pereții laterali de la seră la fel se ridică singuri. Adică, dacă ei învață este... și când trebuie să facă aceste, să deschidă sera, să că totuși există niște reguli care trebuie respectate. Bineînțeles că există niște reguli, sunt niște parametri care trebuie setați în respectiva automatizare și în funcție de parametrii respectivi, ea știe ce, adică sera știe ce are de făcut, dacă se deschidă, să nu se deschidă, să tragă umbrarele sau nu. Solariile din nou le-am utilizat la capacitate maximă, am mai achiziționat un ultim solar, că am spus că este suficient, avem peste, la momentul actual, peste 1300 de metri pătrați de solarii, vom avea peste 1500 în momentul în care va fi gata și acest solar. Și cred că e cazul să ne oprim din punctul acesta de vedere, adică pentru că și solariile sunt de mai multe tipuri, nu sunt identice, tocmai pentru a putea face o diferență între mediile de cultură. Și va trebui acum să ne orientăm un picuț atenția către ferma zootehnică, ferma de animale, să vedem ce putem acolo face ce acolo. Ce vă doriți să schimbați și cu ce elemente de noutate ne-am vreți să veniți? Ne-am dorit foarte mult să, în primul rând, să întinerim efectivul de animale pe care îl avem și, în al doilea rând, ne-am dorit foarte mult să facem câteva investiții în ferma zootehnică, investiții de, nu știu, de gen structură, de reabilitare, dacă vreți, a clădirilor, pentru că este nevoie, e destul de veche și... Aici nu ați reușit, pentru că știu că în celelalte zone ați făcut investiții importante, asta a rămas așa mai la urmă, să am înțeleg. Făcut și aici investiții destul de importante și majore acum cu ocazia Olimpiadei Naționale de Agricultură, pe care am găzduit-o, da, dar nu suficient, adică sunt lucrări de anvergură, însemnând acoperiș, structură de rezistență și așa mai departe, care în primul rând că necesită o sumă de bani considerabilă. Ați identificat-o? E o parte foarte complicată pentru că e o nebuloasă, n-are rost să intru în detalii, pentru că ne luptăm și cu PNRR-ul cel pentru liceele agricole. Da, exact, PNRR prin care ați obținut n-am obținut nimica pentru că din păcate din motive independente de voința noastră, proiectul a fost și nu numai al nostru, majoritatea proiectelor au fost declarate neeligibile. De ce acest lucru? Pentru că știu că ați muncit foarte mult pentru acele proiecte, aveați și muncim în continuare. AFIR-ul este cel care a evaluat proiectele respective, în fine, e nevoie de două acte care nu
n-ar fi presupus o așa mare, un așa mare efort dacă știam din timp că ni le-ar fi trebuit. Mă rog, acum știm ce avem de făcut, toate liceele care au fost declarate neeligibile vor redepune, pentru că în momentul de față este din nou în consultare publică ghidul. Mai există o șansă, da, bineînțeles, să obțineți aceste fonduri. Este din nou fonduri. Ghidul de finanțare este din nou în consultare publică, de data asta scris, sper, corespunzător, și suntem pregătiți să le depunem. Adică proiectul rămâne același, pentru că nu avem ce să schimbăm la el, că ne știm foarte, ne știm foarte bine investițiile și prioritățile, doar să adăugăm restul de documente necesare și să sperăm că va fi evaluat corespunzător, respectiv eligibil, pentru că vorbim de 650.000 de euro fără TVA. Care sunt... care v-ați pus speranțele, v-ați creionat un proiect foarte frumos aici în, cu banii aceștia. Sigur și că da. Că deocamdată este în stand-by. Și acum, mă rog, să zicem că da, în stand-by acum. Și mai avem, cred că, o oportunitate de finanțare undeva în jur la vreo 100-200.000 de euro pe care o tatonăm în prezent, să vedem dacă reușim să mergem și înspre acea direcție. Vă sprijină și Ministerul Agriculturii cu bani atunci când vine vorba despre implementarea anumitor proiecte? Da, Ministerul Agriculturii întotdeauna, cel puțin de când am reintrat sub umbrela și sub umbrela lor protectoare, ca să zic așa, ne-a sprijinit în fiecare an cu diverse sume de bani în funcție de posibilități, motiv pentru care și noi, ca unitate de învățământ, am reușit să achiziționăm diverse utilaje, să facem investiții în infrastructura școlară. Aștept cu mare nerăbdare să vedem când va veni momentul în care să putem să scriem un proiect pentru un transport școlar, dacă vreți, verde, pentru că ne dorim foarte mult, având în vedere că prin PNRR ne-am propus 90 de kW de panouri fotovoltaice. Asta în primă fază. Prin acel proiect și dacă vom reuși pe alte axe de finanțare, mi-aș dori foarte mult să mai adăugăm niște panouri fotovoltaice. Mi s-ar părea normal și firesc să avem și un transport electric. Microbuze școlare cu care se transporte elevii, care să fie electrice. Adică, totuși, dacă ne gândim către mediu și încercăm să fim sustenabili și încercăm să protejăm mediul, mi s-ar părea o chestie extraordinară. Am răsfoit puțin așa pagina de Facebook a Liceului Agricol și am descoperit aici faptul că Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza face un pas important spre un viitor mai verde. Suntem încântați să anunțăm implicarea noastră activă în proiectul Meriți un mediu mai curat, alături de Asociația pentru Mediu, Ecologie, Responsabilitate, Incluziune Socială și Tineret, Asociația Merit. Acest proiect ambițios, care se va desfășura pe parcursul a 8 luni în regiunea de vest, are ca scop educarea și implicarea tinerilor în protejarea mediului înconjurător. Despre ce este vorba mai exact? Avem un proiect interesant cu un grup țintă de peste 500 de elevi și cadre didactice pe care dorim să-i motivăm și să îi conștientizăm despre cât de important este mediul înconjurător și cât de importantă este protecția mediului înconjurător. Încercăm să facem cu una reală, nu una de pe hârtie, că de pe hârtie știm cum stau, toții, da? Vom avea cu ei mai multe ateliere, împărțiți pe grupe, mai multe ateliere, tocmai cât se poate de mult. Unde se desfășoară? În teren, cât se poate de mult, încercăm să le organizăm în teren, adică nu într-o sală de clasă, ci efectiv să vedem cum arată o deșertificare, cum arată efectele inundației, mă rog, tot felul de chestiuni de genul acesta. Plus vom avea 3 deplasări și ecologizări, probabil că nu sunt bătute 100% în cuie, dar probabil că una va fi în Parcul Natural Grădiștea Muncelului, una va fi la Râușor și una probabil că va fi undeva în zona noastră, în zona Joagiu Băi și zona înconjurătoare. Dar încă nu sunt bătute în cuie. Mai așteptați puțin, probabil, să treacă perioada asta caniculară. Da, și încercăm să-i conștientizăm despre cât de important este viitorul și vedem acum și cu ploile, cu praful saharian, cu deșert. Lucrurile care nu prea eram obișnuiți. Exact, nu eram obișnuiți. Și trebuie să ne adaptăm și trebuie să înțelegem, de fapt, ceea ce se întâmplă. Corect, așa este. Și asta vom încerca prin acest proiect să facem.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, așadar, săptămâna aceasta, evaluare națională și competențe pentru cei de clasa 12-a. De săptămâna viitoare începe și examenul scris pentru bacalaureat. Emoții din nou pentru unii dintre ei, cei care au învățat cu siguranță sunt mai liniștiți în această perioadă. Sunt destul de mulți sau cam câți absolvenți de clasa 12-a aveți? Înscriși la bacalaureat în momentul de față vorbim de 49 de absolvenți din generația precedentă, din generațiile precedente și generația curentă. Bineînțeles că cei care au învățat n-au de ce să aibă emoții, că sunt pregătiți. Deși, mai au unii dintre ei, emoțiile sunt, mai mari. Exact, emoțiile sunt inerente în, la asemenea examene. Și mă bucură foarte mult că elevii noștri participă la olimpiade, la foarte multe olimpiade, fie că vorbim de olimpiade județene, fie că vorbim de olimpiade naționale, de unde vin cu rezultate foarte bine, foarte bune, am avut premiul 2, premiul 3, mențiuni la faze naționale. De ce? Pentru că se obișnuiesc cu atmosfera acestor examene, se obișnuiesc și am observat lucrul acesta inclusiv când am fost gazdele olimpiadei naționale. Există o presiune pe care o pun copiii și numai copiii și profesorii și poate și părinți asupra elevilor fantastică pentru a performa. Și atunci presiunea asta la un moment dat se simte și trebuie să învățăm să o gestionăm, să-i facem față. Și de aceea este foarte important, sau din punctul meu de vedere sunt foarte importante inclusiv simulările care se fac la examenele naționale, fie că vorbim de evaluare națională sau bacalaureat, dar și participarea la astfel de olimpiade. Nu contează că vorbim de olimpiadă de fază locală, zonală, regională, este națională, județeană. Este o experiență, chiar dacă exact. Nu obții poate este, premiul 1, 2, 3, este o experiență, este o experiență pentru și te obișnuiește, exact, te obișnuiește să faci față presiunii, să gestionezi un pic timpul și așa mai departe. Ce vă doriți pentru următorul an școlar? Știu că de obicei veniți cu proiecte, cu idei, cu bani, să aveți să le implementați pe toate ideile pe care le aveți. Da, acum, în primul rând îmi doresc foarte mult să facem cele trei clase pe care ni le-am propus, cele două de liceu și cea de profesională. Îmi doresc foarte mult ca atmosfera care a domnit, ca să zic așa, peste școala noastră anul trecut să rămână cel puțin la fel de bună ca anul acesta, dacă nu cumva să se îmbunătățească un puțin. Să înțelegem că a fost o generație mai vorbesc, altfel. Sau... Vorbesc la modul general și mă refer aici la toți, la toți copiii, la toți elevii. Și sper foarte mult ca colegii mei, cadrele didactice, să aibă parte de o vacanță bine meritată, să se odihnească ca să poată porni în septembrie cu forțe proaspete. Mai au puțin până la vacanță, pentru că acum fiind examenele sunt... Mai au, de asta zic, după ce se termină examenele, să stea liniștiți în vacanță și să se bucure de vacanță și de odihnă și relax și după aceea din septembrie să ne vedem cu forțe proaspete. La fel și elevilor, că și elevii acum ei sunt mai fericiți decât noi. Mai puțin cei de 8-a și de a 12-a, dar în rest sunt în vacanță și e bine. Asta e important. Ne vom revedea cu siguranță și pe parcursul acestei vacanțe, care pentru unii nu e chiar vacanță în totalitate, dar cu siguranță o să mai fiți aici în fața celor din cadrul liceului Gioagiu, celor din județul Hunedoara până la urmă și nu numai, pentru că vă pregătiți și de admitere și vor fi cu siguranță multe subiecte de discutat și pe perioada acestei veri. Mult succes le dorim tuturor elevilor care participă în aceste zile, iată, la aceste examene, să fie așa cum își doresc ei până la urmă, că asta e cel mai important. Sigur că da, mult succes, să aibă rezultatele pe care și le doresc și eu, bineînțeles că în calitate de conducător de unitate de învățământ, sper într-un procentaj bun, dacă nu foarte bun, atât la evaluare națională cât și la bacalaureat, motivul pentru care întotdeauna le țin pumnii strânși. Asta e foarte bine, că știu că au un sprijin și în dumneavoastră și în colegii dumneavoastră de aici de la Liceul Agricol. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Încă o dată, mult succes tuturor elevilor care susțin în această perioadă evaluarea națională și pentru cei care susțin examenul de bacalaureat. Eu vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor, domnilor. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!